În primul rând, țin să mulțumesc băieților care au dovedit astăzi că putem arăta un joc de Liga a treia. Băieții mei au muncit foarte mult, au fost bine ambiționați și au făcut treaba. Singurul jucător care ne-a lipsit astăzi este Trică, din motive personale. Am încercat să-mi așez echipa cât mai bine pe un astfel de teren, unde noi, mai puțin pregătiți, nu puteam să ne punem, să ne luăm la luptă cu cei de la Ceahlău. Însă cred că a ieșit un joc frumos, plăcut pentru public, cu un rezultat nesatisfăcător pentru mine personal, deoarece obiectivul nostru este promovarea și la 4 puncte în spatele Ceahlăului e mai dificil de recuperat. Eventual mai e un meci contra lor acasă, am ajunge la un punct distanță. Ținem acum de rezultatele indirecte. Sper că poate se încurcă Ceahlăul la vreun meci. Să putem totuși termina pe locul întâi, să mergem la baraj, acesta fiind obiectivul nostru. Mulțumesc foarte mult domnului primar Ovidiu Niță, care ne susține foarte mult și suferă foarte mult alături de noi. Eu îmi duc munca până la capăt și sper să reușim. Nu prea am ce comenta deciziile arbitrilor, ei sunt suverani, n-am văzut prea bine faza penaltiului, dar dacă l-a dat, înseamnă că a fost. Ce să spun, un public nu prea numeros, mă așteptam să fie mai mulți astăzi la Piatra Neamț, însă una peste alta, o atmosferă plăcută. Ce să vă mai zic, acum încercăm să ne liniștim și să punem lucrurile în continuare pe un făgaș care să ne ajute să sperăm până în final că vom câștiga campionatul.